These delicious desserts were created centuries ago in Transylvania, and we're trying them from Twister Cakes in New York City. Astăzi vreau să vorbim cu Radu Sârbu legat de pasiunea lui din Statele Unite. Știm că ești din Cugir, din județul Alba, și vreau să ne dai mai multe detalii despre tine. De cât timp ești plecat în Statele Unite și de când această pasiune pentru deserturi? Sunt plecat în Statele Unite din 2002, deci acum ar fi 19 ani în decembrie. Pasiunea o am din totdeauna, doar că ca și business am dezvoltat-o începând din 2010. Din 2015 sunt o prezență permanentă la o piață internațională de mâncare din New York, unde am o clientelă foarte fidelă și fac niște produse unice care lumea este foarte impresionată despre ele, de ele. Ce faci mai exact? Fac Cluj colaci sau colacul secuiesc sau Twister Cake, cum l-am numit eu. Mi-a venit ideea pentru că este rotund, Twister de la Tornadă și îl adaptez puțin pentru clientele americană. L-am și e marca înregistrată în Statele Unite și mă mândresc cu tradiția românească acolo. Pe lângă acest Twister Cake, mai ai și ceva rețete tradițional românești pe care, cu care să impresionezi lumea din Statele Unite? Majoritatea produselor care avem în momentul ăsta sunt produse românești. Avem câteva produse ungurești, dar da, majoritatea sunt produse românești, cozonaci, sărățele, covrigei, sand de biscuiți. Cum au reacționat prima dată americanii când au gustat rețetele tradiționale românești? Un pic surprins, nu știau ce, după felul cum arătau, habar n-aveau ce sunt și mă întrebau și încercam să le explic și spuneam, astea sunt de la rețeta de la bunica și facem tradițional cu ingrediente simple, care nu necesită frigider. Și luau, gustau și după câteva săptămâni ne trezeam cu comenzi de la clienți sau de la prieteni care ne-au, cum am fost recomandați. Deci au fost foarte plăcut impresionați de rețetele noastre. Lucrezi și pe comenzi la domiciliu, gen tip catering? Facem catering, facem livrare la domiciliu doar în New York, în oraș. Restul comenzilor care le primim pe platforma noastră de e-commerce le livrăm prin curierat, foarte rapid, produsele ajung proaspete la client a doua zi sau cel târziu a treia zi. Care e ingredientul tău preferat? Un ingredient cu care îți place foarte mult să lucrezi. Făina. Deci îmi place să lucrez cu aluatul, îmi place ce fac și făina, deci îmi place să rulez curtoșii și făina, ca să-ți răspund la întrebare. Cum sunt americanii pe partea asta de dulce? Când, din câte știm americanii noi, iubesc dulcele. Iubesc exact. Dulcele și când văd, întreabă de ce e așa de sclipicios și atunci răspund, pentru că e zahăr. Oh, dar poți să mai pui un pic de zahăr? Deci le place. Learned to make these from his grandmother using a recipe going back how many years? 400 years. Twister cake. Come on up. Don't be shy. Let's get across the front here so we know who you are. Oh. Okay. Suntem în pandemie și din păcate planul de expansiune sunt cam mici acum. Încercăm să ne axăm pe platforma online, pe comenzile online, care acum multă lume lucrând de acasă, merge foarte bine. Să sperăm pe viitor vom găsi o locație într-o zonă în care sunt mulți români și care știu produsul deja. Cei care vor să încerce pot să vină la locația noastră pe viitor. Papa, 1 minute. Let's take it out. One minute.
Calmo de Ayala. Okay, there we go. Coconut oil. Give it a few minutes there. Oh, yes, check it out. That's perfect.